Daniel, capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în chefful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur, care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur și de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-a arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața steșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat în purpura, va purta un rănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, și să nu te turbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea, împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele și să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul din prinși de război al lui Iuda, pe care i-a dus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Am adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns de îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și de altuia răsplătirile tale, totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeu cel prea înalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire, și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scovora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sărbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri.
ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele de la casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur și de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea tu trimesc el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și au pus mâna pe împărăție Dariul Medul, care era în vârstă de 62 de ani.